Salut, șacalilor, ce faceți? Am pus un post pe comunitate și am întrebat dacă să încep din nou să joc Minecraft, cum o făceam acum mulți ani. S-au strâns 64.000 de voturi, așa că astăzi facem Minecraft. Fixa cu 5 ani dădeam drumul la cealaltă serie, Minunatele Peripeții lui Snake, care a fost cea mai frumoasă serie și vă mulțumesc, bă. Numai voi puteți să țineți seria asta în picioare, așa că la fiecare 20.000 de like-uri eu o să postez următorul episod. Pentru că ăsta nu-i canal de gaming și nu vreau să spamez dacă nu le place la oameni, așa că 20.000 de like-uri și să-i dăm drumul. Dragii, mai aici microfonul meu improvizat și în 3, 2, 1, hop, am trecut pe această voce. Hop, se pun căștile, bine! Cum să se numească lumea, bă? Insula de Zahăr. Bă, ca să aibă legătură cu cealaltă serie, mă, Insula de Zahăr. Bă, chiar suntem pe o insulă? What? Cum puteam să nimenesc? Doamna Oiță, ce faceți? Îmi dați și mie un pic de brânzică? Ca orice viking adevărat, încep să dau cu pumnul în copaci, pentru că trebuie să-mi călesc pumnul. Ca să meargă seria bine, vreau să cântați cu mine. Când lumea ascultă și învață, că Dene și cu Luci au plajă în față. De cum s-a trezit Luci că zice hei, hei, ne distrăm conform tradiției. Un soț să ne mai distrăm, soarele l-adorăm. Eu și floricele pentru o fată frumoasă, o fată frumoasă, da. Salut, salut, vrei să-ți spun o glumă? Ok, un om avea un cal și calul n-avea nimic împotrivă. Hai că n-ai simțul umorului, la revedere. Ca să culeg eu niște trestii de zahăr pentru să am pe insula mea de zahăr. Ca un viking adevărat, o să plec să navighez. Bă, dar știți ce se gândă când suntem pe drum, nu? Eu sunt pe drum. Oh, ce e asta? What? Salut, salut, pot și eu să iau asta? Oh, ai noroc, ai noroc. O mapă care o să mă ducă la adevărata insulă de zahăr. Uite încă ceva aici, insula mea de zahăr. Și așa plecați, Niculeț, în căutarea insulei de zahăr. A navigat zi și noapte cu spiritul lui viking. Călătoria a fost grea, dar Niculeț nu s-a dat bătut. Și astfel, după mii de kilometri vâsliți, în final a zărit uscatul. Săteni! Prietenii mei! Prietenii mei maghiari, ajutați-mă! Ajutor, maghiarilor! Prietenii mei maghiari! Prietene! Am și-o loc lângă tine! Desigur că am! Ok, prietenii mei maghiari, poate nu vă supărați dacă vă ajut un pic cu văcuțele. Doamne, aveți și gardul stricat, uite astea cum stau aici, lăsați-mă să vă ajut. Adunarea! Adunarea, am să vă spun ceva! Adunarea! Prietenii mei maghiari, adunați-vă, trebuie să vă dau vestea cea mare. Slink va face 2 milioane de abonați dacă oamenii lui se vor abona chiar acum. Salut, vorbiți română? Ardealul-i pământ românesc. Păi, ăștia îmi vorbesc maghiară la mine în țară? Haide să-ți spun ceva în română, vrei să vorbești, nu? Atunci învață română! Învață română, prietenaș! Ia să-ți dau eu cu târnăcopul, aș la muncă! Nu mai vreau să stau într-un sat care e plin de maghiari. Nu simt nevoia! Ce-i asta? Ciocolată! Șacal! Ce-i ăștia? Ăștia șacalii! Șacali! Cum îi fac, prietenii mei? Stai! Uite! Ia! Trebuie să fii șacalul meu! Prietene, vrei și tu? Poftim! Suntem prieteni! Hei, suntem prieteni? Mi-ați oferit hrană! Wow, vă mulțumesc pentru cadouri, prieteni! Hei, ce zice vulpea la arici? Câte lucruri noi... Este ireal pentru mine, un veteran al Minecraft-ului. Dar dacă să-i un semn să rămân aici, lângă prietenii mei șacali. Ce-i asta? E un trimitare maghiarilor. Cine ești și ce cauți pe insula mea? Cine ești și ce cauți pe insula mea? Tu asta ai vrut să-mi arăți? Minunăția aceasta? O, ce veste minunată, din Betleem ni se arată. Prieteni, vreau să fac un jurământ. Atâta timp cât eu voi exista, insula de zahăr va fi păzită de către mine. Ce cauți pe insula de zahăr? Nimeni nu vine pe insula de zahăr! Este foarte periculos, așa că mă voi culca. Ce faci de mine? Profiți că-s slăbit? Nu! Degeaba profiți! Degeaba profiți! Șacal! Hei! Șacalule! Șacalule! Vrei să fii șacalul meu? Vrei? Șacal! Primul meu șacal! Sunt așa fericit! Ia la uite! Hei! Poftim! Mănâncă! Mănâncă! Ia, poftim! Pentru tine! Prietene, pe tine o să te cheme Corcoduș! Corcoduș!
Corcoduș, hai încoa! Corcoduș! Corcoduș! Corcoduș, uite ce am găsit să-ți dau! Pepeni! Hei, Corcoduș! Ia pepene! Ia pepene! Ia pepene! Ia pepene! Corcoduș, mănâncă pepene! E vară și ai nevoie să te hidratezi! Corcoduș, mănâncă pepene, te rog! E, poate nu-ți place pepenele. Corcoduș, vino să-ți arăt unde o să locuim noi și ce o să fie. Vino. Deci, Corcoduș, aici va fi o casă mare și acolo vom face un pod, Corcoduș. Pe lângă toate astea, Corcoduș, o să facem ferme frumoase, o să plantăm copaci, o să mâncăm pepeni până nu mai putem. Corcoduș, știu ce ți-ar plăcea. Știu ce ți-ar plăcea. Vino. Corcoduș. Corcoduș. Uite, acum suntem împreună. Sniculeț avea nevoie de un mic adăpost pentru el și Corcoduș, așa că a tăiat copaci, a plantat copaci, a cules flori, a clădit o fundație, a nivelat terenul și a pregătit totul pentru Corcoduș. Știu că nu-ți place ce am făcut aici, dar avem nevoie să ne păzim noaptea. Vino să dormi lângă capul meu. Eu nu dorm fără tine, Corcoduș. Așa, Corcoduș, noapte bună. Noapte bună. O nouă zi să culegem ouăle. Dacă nu iese un pui, îmi șterg canalul de YouTube. Încă o dată, dacă nu iese pui, o să te țin captiv toată viața ta. Ok, vino încoa. Nu, vino înapoi! Hai, vino aici! Vino aici, am zis! Acum n-o să mai ieși niciodată! Uite, ia o floare să te uiți aici, căci lumina zilei nu o să mai vezi niciodată. Oare asta este mapa care ne va spune secretul? Uitați, prieteni! Insula de zahăr se pare că continuă! Bun, prieteni, de ce nu iese sabia? Oh, ok. Poate că sunt veteran, dar e mai greu. Trebuie să-mi fac unelte, pentru că un viking adevărat are uneltele cu el. Prieten, ce face acest cupru? Ce pot face cu acest cupru? Wow, raw copper. Ok. O să-l iau. Nu râdeți de mine, n-aveți voie să râdeți de un veteran. Poate că nu mai știu totul, dar știu destule. Deci jur că mi se face rău când intru în spații de-astea așa închis. M-am uitat de multe ori la aventuri de-astea cu oameni care se bagă în mini de-astea și nu mai ies de acolo niciodată și se tărăsc așa pe burtă. Wow, Doamne ferește. Wow, ce e aici? Oh! Oh, ce e piatra asta? Micuțule SpongeBob, tu ce spui? Să ne aventurăm mai departe sau nu? Aventurează-te în gâtul Mati. Ce, ești un fricos? Ok, se pare că voi intra în mină pentru că așa a spus SpongeBob. Wow, wow, wow. Bă, ce piatra asta, what? Wow, oh, aur. O să-mi fac un lanț de aur. Oh, ce fel de cărămidă antică este aceasta pe insula de zahăr? Cupru în cărămidă de antică de insula de zahăr? Prieteni, în viață nu trebuie să vă fie frică de nimic. Frica este inventată de noi, de oameni. Frica este un păcat. Deci mie nu-mi este frică să mă aventurez în această mină. Uitați, mina abandonată a insulei de zahăr, despre care se scrie în toate cărțile și în poveștile de Petre Ispirescu. Este foarte periculos, dar insula de zahăr mereu are bunătățuri în ea. Ești de aici, paznic de școală. Wow, wow, trebuie să avem mare grijă. Oh, 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 insula, oh. Acelea sunt cumva diamante! Oh! O insulă de zahăr! O insulă de zahăr, ce faci tu mie? Wow! Wow, oh my god! Primele mele diamante! Wow, sunt așa fericit! Oh, 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 n-am crezut că mai vă vreodată lumină! Oh, oh. Vreau să te strâng de țățuci, atât sunt de fericit! Dăm niște lapte, uite, poftim pepenie! Ia pepenie, nu vrei pepenie? Corcoduș, uite! Uite, Corcoduș! Corcoduș! Uite, Corcoduș! Uite câte bogății am adus acasă, Corcoduș! Wow, îi sclipesc ochii! Corcoduș, îți plac? Corcoduș, să știi că nu a fost deloc ușor. Am trecut prin cele mai grele clipi din viața mea. Așa este, pe cinstea mea, dacă mint! Corcoduș, lasă-mă să acopăr aici ca să nu cumva să cazi. Ok, am izolat și balconul. Pe cinstea mea! A fost o aventură nemaipomenită! Bă!
Ce nebunie, bă! Pentru că sunt un cavaler templier adevărat, trebuie să-mi fac o armură adevărată. Nu trebuie să las pe nimeni să mă poată bate, trebuie să am grijă de insula mea. Și cum altfel pot avea grijă de insula mea dacă nu protejat? Bam! 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 Este foarte ușor să ai idei de astea când ai fost pușcaș marin toată viața cum am fost eu. Wow, boom! Totdeauna mama mi-a zis că dacă nu învăț o să mă duc să tund oile, dar se pare că am ales asta sigur, singur. Ok, vreau să-mi spuneți ce părere aveți. Nu-i mult, dar e ceva. Sincer, nici nu mă prea interesează ce părere aveți voi, pentru că eu sunt designerul aici. Eu am terminat 12 ani de școală de arte. Sincer, da, chiar nu, chiar se poate mult mai bine, dar pentru început eu zic că este destul. Ok, da, asta e casa mea și mă mândresc cu ea. Ca să înțelegeți ce vreau să fac, aceasta va fi doar casa pentru fraieri, ok? Pentru că cine vine aici nu trebuie să vadă că suntem bogați. Întotdeauna nu trebuie să arăți că ești bogat. Și dedesubt va fi casa adevărată. O să fac cu priveliște, cum o să fie frumos, și acolo deasupra doar casa așa pentru care vine și întreabă. Și în caz de vom avea vizitatori, ei o să creadă că sunt patron cu bani și eu nu sunt patron cu bani. What the fuck, ce s-a auzit? What the fuck? Corcoduș! Corcoduș, ce se întâmplă? Avem oaspeți. Ce se întâmplă? Oh! Bună ziua, domnule! Cu ce ocazie pe la noi pe aici, pe insula de zahăr, domnule? Aveți ceva să ne aduceți interesant aici, domnule? Nu prea știu cum să vă zic. Am avut dreptate că o să vină oameni neprevăzuți să creadă că să ne verifice, că ăsta e statul. Ăștia sunt oamenii de la stat. Bună ziua! A, ați venit cu taxele, cu astea. Sunteți cumva și cu Andreea Bostănică pe aici? Corcoduș 3, 2, nu ți-ar fi el, Corcoduș! Corcoduș, dai! Corcoduș, ți-ar fi el! Ajutor, mă, mă omoară ăștia! Corcoduș! Corcoduș, nu, stai, nu le omoră! Corcoduș! Corcoduș, nu! Corcoduș! Corcoduș! Lasă-le! Nu! Corcoduș! Corcoduș, lasă-le! E ok! Gata! Bine v-am găsit pe insula de zahăr! Nu plecați nicăieri! Voi veți sta împreună cu porcul meu aici toată viața voastră! Așa că, bine v-am găsit! Ăștia credeau că poate să vină aici la mine să mă facă să plătesc taxe! Ei bine... pe insula de zahăr nu-ți plătesc taxe. Nu-ți fie frică, vino cu mine, Corcoduș. Înoată, pentru că știi să noți. Ești câine. Ce naiba? Ce Dumnezeu, Corcoduș, ești câine, știi să noți. Doamne, Corcoduș. Ok, Corcoduș este campion la înot. Pa, pa, ra, pa. Să vă spun acum despre amicul meu cel bătrân. El are 3000 de ani, eu presupun, da, vă spun. După cum vedeți, filmăm deja de ceva ore Minecraft. Așa că, dacă vreți ca episodul 2 să vină cât mai curând, spuneți cuvântul zahăr în comentarii și o să mă gândesc, poate îl postez mai devreme decât vă așteptați. Băi, eu nu susțin zahărul. Cum Dumnezeu, am făcut o chestie care se numească insula de zahăr și eu nu sunt de acord cu zahăr. Corcoduș, ai grijă să nu cazi aici, este foarte periculos. Oh, aș putea să folosesc liane. Oh, asta chiar este o idee foarte bună. Priviți cum arată aici. Haterilor care sunteți, toți ați fost hateri la început. Uite-te și tu, și tu, corduleț, cum te chema, și pe tine, și voi două care stați cu porcul care s-a închis pe viață, și tu. A? Parcă deja este mult mai frumos, nu? O, repede, adăpostiți-vă! Ce bine că am o casă frumoasă. Corcoduș, vină înapoi, Corcoduș. Asta e pentru că ați venit cu taxele, de acum veți munci pentru mine. Veți sta în fric și în ploaie în timp ce eu voi sta în pătuțul meu călduț. Corcoduș, vină și nu mai te murdări pe picioare. Eu atât am doresc în viață. Să mă uit pe balcon, să văd o priveliște așa, să văd cum plouă. Doamne, ce liniștitor. Deci asta îmi doresc, un porc. O bucățică de mâncare, să mai am aici oplită să fac o puinică, un ciobănesc german, un jacal, pardon, și stau așa. Și după să mă culc, și după să mă culc, nu pot să mă culc că, pentru că mă uit la ploaie. Ia să vedem cât timp am jucat Minecraft. Aici la zi, ziua nouă. Oho! Este mai mult decât mi-am propus. Eu am vrut să joc 24 de ore și am jucat 9 zile de Minecraft, evident. Cam atât cu primul episod din insula de zahăr. Sper că v-a plăcut și sper că o să mai vreți, da? Să fie ok pentru toată lumea. O să postăm doar când se fac 20.000 de like-uri, da? Ca să nu spamăm dacă nu le place la oameni. Nu uitați să vă abonați și eu cu Corcoduș și cu restul brigadei vă salutăm de aici, de pe insula de zahăr. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Nu v-am pupat. Bă, bă!